Suntem din nou în comuna Brădișorul de Jos, județul Caraș-Severin. Alături de mine este din nou doamna Maria, pe care ați putut-o cunoaște în ultimii ani, pentru că an de an, din 2007 și până acum, a fost ajutată de către asociația noastră cu ulei de foc, cu alimente și cu tot ce a mai avut nevoie. Iarna acum stă din nou să înceapă și doamna Maria, pentru că are o pensie foarte mică, nu și-a putut permite să-și cumpere deja lemnele de foc. Deja toată lumea pe aici prin sat am văzut că și-au cumpărat lemne de foc, au început să le taie, să-și le depoziteze, însă doamna Maria, așa cum am spus, pentru că are o pensie mică, nu-și poate permite lucrul acesta. Așa că cu această ocazie dorim să facem un apel din nou la dumneavoastră, sponsorii și donatorii noștri, cei care o puteți ajuta din nou și anul acesta pentru a avea lemnele de foc. Anul trecut i-am cumpărat lemnele de foc, i-am adus alimente și am cumpărat și o sobă ca să se poată încălzi pentru că a avut o sobă foarte veche. Toți cei care puteți să o ajutați ar avea nevoie de lemne în valoare de aproximativ 600 de lei și cei care doriți să o ajutați ne puteți contacta. Doamna Maria va primi lemne din partea noastră și noi vom veni din nou aici, vom face un material video ca și anul trecut, un mesaj de mulțumire din partea ei și veți putea vedea totul video, când vor fi aduse lemnele, când vor fi tăiate, când vor fi depozitate aici în spatele meu și așa mai departe. Și doresc să vă mulțumesc în avans pentru toți cei care veți face lucrul acesta și cei care o veți ajuta pe doamna Maria.